trei ani de dominație completă în rugby-ul românesc au fost întrerupți de Timișoara. RCM Universitatea a câștigat Cupa României după o perioadă în care CSM Baia Mare s-a impus în toate competițiile la care a luat parte. Eșecul nu le-a căzut deloc bine maramureșenilor, care au găsit scuze din exterior. Felicit echipa Timișoarei și Steaua, au fost ambele echipe mai bune ca și Baia Mare. După cum arată scorul, înseamnă că au fost mai bune și au meritat victorie azi, atât Timișoara cât și Steaua. Chiar dacă a fost o selecționată din locurile 2-3, au jucat mai bine astăzi ca și noi. Transferurile lui Vlaicu și Lucaș de la Steaua în săptămâna premergătoare meciului au fost făcute însă conform regulamentului. Sunt transferuri perfect făcute. De când au fost făcute, jucătorii de la Steaua sunt jucătorii Timișoarei. Vreau să le aduc aminte celor din Baia Mare că înainte de finala cupei de anul trecut au transferat doi jucători de la noi, Bodia și Ursache, înainte de meciul finala de cupă cu Steaua. Imediat după finala câștigată la Alba Iulia, ruibiștii le-au făcut o nouă promisiune fanilor. Anul viitor vor aduce la Timișoara și titlul de campioană. Thank you very much for supporting us, Timișoara. See you next year. Thank you. Bună seara. Mulțumesc.